UPL vă recomandă pachetul Fini plus Chinara. Bun găsit, domnilor și domnilor, o nouă ediție a emisiunii Agricultura, o șansă pentru România începe acum. Despre ce șanse vorbim, rămâne să ne lămurim în această emisiune, pentru că până facem legătura cu invitatul nostru, pentru că am constatat că e foarte greu să circul nu doar în București, să ajungi la o emisiune, ci peste tot în țara asta e cam aceeași problemă, dovadă că avem nevoie de mai multe șosele sau de mai puține mașini, sau eventual de benzină mai scumpă, Doamne ferește. Mă uit pe o știre publicată astăzi de cam toată presa românească și care sigur dă fiori în continuare fermierilor. Da? Combinatul Azo Mureș este cel mai mare producător de îngrășăminte în plan național. Anunță că se pregătește să închidă temporar producția din cauza scumpirii energiei electrice și a gazelor naturale. Știm, gazul natural e materia primă pentru a obține îngrășămintele pe bază de azot. Da? Au fost câteva probleme în ultima vreme, în sensul că prețul e atât de sus încât mai bine nu mai pui îngrășământ decât să-l cumperi, de la 900 de lei tona, nu cu foarte mult timp în urmă, acum un an și ceva, la 4900 de lei tona astăzi. Diferența e colosală, da? Trebuie să vedem cum reușim să scădem cantitatea de îngrășăminte folosită fără să afectăm culturile și în felul ăsta, iată, mulțumim și Uniunea Europeană, cea care impune scăderea inputurilor folosite în agricultură într-un interval de timp extrem de scurt. Că așa e noua strategie a Uniunii Europene, programul Green Deal, Pactul Verde, da? Și strategia de la fermă la furculiță. Această știre, un anunț oficial venit din partea celor care dețin combinatul de la Mureș, Azo Mureșu, că nu are proprietar român, dar nu mai contează chestia asta, spuneam de fiori. Fermierii români sunt disperați, am vorbit cu câțiva în ultima vreme, oamenii nu știu de unde să mai cumpere îngrășăminte în așa fel încât să nu li se pară că au cumpărat aur. Da? Îngrășămintele chimice pe bază de azot și nu numai, și urea e scumpă, da? Sunt cât se poate de costisitoare în această perioadă. Deocamdată, fără îngrășăminte, recoltele nu pot fi atât pe cât și le dorește toată lumea, adică să producem mâncare multă pentru toți, în cantități îndestulătoare și la prețuri mici, dacă se poate, nu-i așa? Pentru că, deocamdată, în ciuda scumpirilor din ultima vreme, mâncarea încă nu e un lux în România, așa cum se întâmplă în alte țări. Fac o foarte scurtă trecere tocmai prin străfundurile Americii, de fapt într-un colț uitat de lumea al Americii, în Alaska. În comunitățile rurale din Alaska, baxul de lapte, ceea ce nu înseamnă ca în România 24 de cutii, ci 6 cutii de 0,45, costă $18. La 4 lei dolarul, s-o cotezi și dumneavoastră ce scump e laptele în America rurală. E adevărat, acolo găsești mai mult lapte de ren decât lapte de vacă, ăla trebuie adus cu avionul sau cu sania de la mari depărtări. În România încă e bine, deși ne vin tot felul de avertismente în ultima vreme, referitoare la ceea ce ne așteaptă. S-a scumpit pâinea, o să vedeți în jurnalul de știri de la ora 19 cu cât s-a scumpit pâinea în România în ultima vreme. Despre carnea de porc nici nu mai spun, pentru că deja mi-am făcut un calcul și am văzut că doar o cincime din porcul pe care eventual o să-l tai de Crăciun e românesc. 80% e porc din import. Uite că am reușit și asta să am un porc multinațional chiar în curtea mea. Da? România nu mai produce suficientă de mult timp, nu mai produce suficientă carne de porc să ne ajungă la toți. Știm că se lucrează la o nouă lege a creșterii porcului în România și în fermele autorizate și în exploatațiile mici și în gospodării. O lege care de-a lungul timpului a stârnit numeroase controverse, despre care însă ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, spune că nu o susține, pentru că, să fim drepți, se pot face lucruri bune în domeniul ăsta și fără să-i pui lațul de gât gospodarului care are un porc, 2-3 în gospodărie. Ce să mai crești la anul dacă n-ai voie să ții scroafă pentru reproducție și de unde să iei purcei, pentru că puțin țărani din România știu care e drumul până în Danemarca sau în Ungaria sau în Austria, de acolo de unde pot fi aduși purcei care să fie crescuți în țară. Da? Câți dintre țăranii care se gândesc să mai crească porc după ce o să-l taie pe acesta, vor pregăti la intrarea în, mă rog, cocină, coteț, grajd, cum vreți dumneavoastră, un loc special unde să aibă botoșei ca la intrarea în spital, unde să fie dezinfectant și unde să-și schimbe hainele. Gândiți-vă că nu mai ai voie nici să vii măcar cu găleata de lături de la bucătărie, așa cum s-a întâmplat de sute de ani în țara asta, ce rămânea de mâncare de la oameni mergea
și la porc, da? Și n-a murit nimeni din această cauză. Aș vrea să-l văd pe țăranul care ar respecta legea așa cum a trecut ea de una din camerele parlamentare la ora actuală. Adică, iese omul îmbrăcat cu hainele cu care a fost îmbrăcat toată ziua, se duce în cămară, de acolo ia niște furaje concentrate, prepară mâncarea pentru porc, înainte de a intra în cotețul porcului, se dezbracă, aproape în pielea goală, nu? Că trebuie să-și schimbe hainele, chit că afară o să fie minus 10, minus 20 de grade, își pune alte haine, își pune botoșei, se dă cu dezinfectant, nu știu dacă trebuie să fie bărbierii și parfumat, dar cu dezinfectant, da? Intră în cotețul porcului, îi dă de mâncare, îi spune vreo două vorbe, iese afară, se dezbracă din nou în frig, își ia hainele și pleacă în treaba lui. Plus că nu prea ai voie să mai aduci vizitatori să-ți vadă porcul, nu că l-ar de ochea, ci, Doamne ferește, să nu fie vreun pericol de peste porcină africană, că, știm, boala asta se ascunde în toate buzunarele necurățate la timp. Nu că ar mai exista buzunare necurățate în țara asta, pentru că atât de mult trebuie să bagi mâna astăzi ca să-ți mai scumperi ceva în buzunar, încât nu prea rămâi cu nimica. Dar, în fine, deci am asistat la scumpirea pâinii. Nu, cu mult, cu 20 de bani, o să spună unii, în majoritatea brutăriilor din România, de la 1,3 la 1,5 lei franzela simplă, da, pentru că România e o țară mare consumatoare de pâine, lucrul ăsta se simte. Cartofii care erau pentru toată lumea și ajungeau și la animale, nu-i așa, că în România se făceau producții suficiente pentru toți, la ora actuală nici cartofii nu mai sunt ce au fost. Nu că n-ar fi la fel de mari și frumoși, deși uneori cartofii românești par mai chinuiți decât cei aduși, de exemplu, din Olanda sau din altă parte. Dar nu mai sunt destule suprafețe cultivate cu cartofi în țara asta, așa că o să importăm în continuare. Din Egipt, cartofi plini de pesticide, nu-i așa, de chimicale, pentru că Egiptul nu e o țară europeană care să se supună acelorași reguli, nu e o vină a țării, nu e o vină a fermierilor egipteni, e o vină doar a celora dintre fermieri care nu respectă normele. Și cum în România, din 20 de tiruri care intră, dacă e controlat unul, că e vorba de legume, de fructe, de alte produse alimentare, mare mirare să scăpăm fără să consumăm și la anul substanțe chimice pe bază de cartofi. Cât o să ne mai permitem să cumpărăm cartofi. Despre carne, ce să mai vorbim? Mă uitam la ceea ce se întâmplă în plan internațional cu așa zisa carne. Nu cea crescută în viu pe animal, ci cea crescută în laboratoare, printată 3D. Acum toată lumea știe ce înseamnă printarea 3D. Nu mai e cazul să vă spun și eu. Numai că atunci trebuie să vă gândiți și dumneavoastră când o să faceți această opțiune care în viziunea unora vă va face viața mai frumoasă, mai luminoasă și mai lungă. De fapt o să vi se pară mai lungă, nu neapărat e mai lungă. La ce mâncați? Carnea printată 3D, mă uitam pe unele articole științifice foarte bine documentate. Sigur, carnea 3D e o carne foarte sănătoasă, foarte bună, doar că nu conține toți aminoacizii naturali pe care îi conține carnea, de obicei. Carnea are mai multe în componență lucruri care ne ajută. Carnea printată 3D e făcută din, hai să spunem, din vegetal, da? Nu e neapărat pentru vegetarieni, dar e din vegetal și nu găsiți în ea toți aminoacizii de care avem nevoie. Iar mai nou, eu nu spun că s-a trezit lumea, pentru că e opțiunea fiecăruia, vrea să mănânce carne, consumă carne, vrea legume, legume, vrea nutreț, găsește nutreț, soia, tofu, tot ce-și dorește fiecare. Mai că trebuie să fim foarte atenți pentru că această schimbare, care după părerea unora vine cam dintr-o dată, peste noapte și mult prea rapid pentru istoria omenirii, nu are cum să facă neapărat bine. Una e să încep de mic, să mănânci plante, legume, ce dorești tu și toată viața să ți-o consumi așa, mestecând plante, și alta e să treci dintr-o dată brusc. Eu nu spun că e imposibil, dar corpul uman a fost învățat să fie hrănit în stil omnivor de-a lungul timpului. O să vedem ce o să fie. În orice caz, e bună și carnea din uleiuri vegetale, pe care o să o găsim tot mai des în lume, pentru că sunt tot mai multe luări de poziție în plan internațional, ale activiștilor de mediu, ale unor politicieni care le cântă în strună, dar și ale multor militanți pentru o hrană mai sănătoasă, și nu spun că nu e așa, care ne îndeamnă să renunțăm la carne și în felul ăsta noi o să fim mai sănătoși, iar planeta va fi salvată, pentru că nu e așa. Agricultura contribuie cu câteva procente bune la poluarea globală. Între timp,
Nimeni nu s-a gândit câtă poluare naturală există, dincolo de activitățile umane, vulcanul din La Palma, nu? Cel care a erupt acum o lună sau două, nu cu mult timp în urmă, și a aruncat în aer atâția oxizi de sulf și altele, încât a depășit poluarea a nu știu câtor orașe mari europene pe o perioadă de un an. Da? De vulcanul ăla n-ai ce să spui. E un fenomen natural, ne facem că nu observăm că și de acolo vine poluarea. Nu. Ne batem pe să omorâm agricultura. De altfel, cam cred că asta se și dorește, e o părere personală, nu o asum nimănui, pentru că nu există în momentul ăsta o declarație oficială în acest sens, dar din moment ce suntem învățați să ieșim pe câmpii și să căutăm plante hrănitoare, e clar că agricultura, cea convențională, așa cum o știm, cultura mare și zootehnia, n-au foarte multe șanse în viitor. Nu știu cât de apropiat e acest viitor, cât de depărtat e, dar dacă te uiți la toate normele care se impun și în plan european și în plan internațional, dar mai cu fereală în plan internațional, că nimeni nu vrea să se supere cu fermierii și să renunțe la sursă importantă de venit pentru buget, mulți puriși nu mai face agricultura în forma în care o cunoaștem cu toții acum. Deci, o să vedem ce va fi cu legea porcului în România, pentru că spuneam, ministrul Chesnoiu a declarat că nu susține oficial această variantă. O să avem, pe lângă un pic de carne, dacă o să mai avem, o să avem din nou tomate românești, pentru că ministerul, iată, se regândește la reînființarea acelui program de sprijin pentru tomate. Unii au spus, nu cu mult timp în urmă, chiar n-a trecut foarte mult timp dacă ne gândim, că programul Tomata nu și-a dovedit viabilitatea. Eu spun că e o părere greșită, pentru că nu pot să faci o estimare despre succesul sau insuccesul unui program după 2-3 cicluri de aplicare. Oamenii au nevoie de timp să se obișnuiască, să-și extindă afacerile, să-și găsească lanțurile de distribuție și noi să găsim mai mulți bani să cumpărăm mai multe roșii românești, care de obicei, asta e, sunt mai scumpe decât roșiile de import. Poate de aceea, pentru că n-a existat, în afară de acest sprijin financiar, un alt fel de sprijin pentru producătorul românesc de roșii, de tomate, cum vreți dumneavoastră, de aceea nu fi avut succes în acea perioadă relativ scurtă. Da, e bine, cum spuneam, că avem pâine, mai avem puțină carne pe masă, despre vin nu spun că n-am voie până la ora 10 să vorbesc despre băuturi alcoolice, deși vinul e considerat de unii un medicament, de alții un aliment, așa cum e și berea. Da, să vedem ce o să fie de acum încolo. Suntem la finalul unui an agricol, să spunem că ce a fost de strâns în bună parte s-a strâns în hambare, că nu mai avem surprize neplăcute, că, uite, am văzut, s-a ieftinit puțin benzina, ceea ce mă face să cred că și motorina pentru cei care se ocupă cu agricultura se va ieftini puțin în perioada următoare, mai vine și subvenția. Soluția e însă una, să ne adunăm cu toții și să reușim să ne fie bine, iar pentru a ne fi bine trebuie să fim puternici. Ca să fim puternici avem nevoie de forme asociative. Nu e pentru prima dată când în emisiunea noastră vorbim despre un astfel de lucru, forma asociativă, că e asociație, că e unire, uniune, cooperativă, federație, nu contează, uniune națională, cum vreți dumneavoastră, important e ca oamenii să lucreze împreună. De exemplu, lucrurile astea, din câte știu eu, se întâmplă și la Constanța, acolo e o cooperativă destul de mare, chiar mare, da? Pe la Techirghiol, din câte știu eu, dacă nu mă înșel, se numește Dobrogea Sud, face parte ca filieră din Uniunea Națională a Cooperativelor din sectorul vegetal. Sunt câțiva fermieri care au înțeles că împreună, punând necazurile și bucuriile la un loc, o scot mai ușor la capăt și rămâne să vedem în ce măsură și reușesc domniile lor. Sper că am reușit să avem legătura cu invitatul nostru din această după-amiază, domnul Ionuț Lungoci. Domnia sa este director executiv al cooperativei Dobrogea Sud. Să vedem dacă s-a întors domnul Lungoci din trafic. Ne auziți, domnule Lungoci? Sper că mă auziți. Da, eu vă aud foarte bine și mă bucur, vreau să vă salut că ați devenit pedestru, nu mai sunteți la volan, iată. Da, din păcate am făcut o oră și 20 de minute de la birou până acasă. Da, nu vă supărați, aveți birou. De obicei durează cam 40 de minute. Da, da, biroul dumneavoastră e în Turcia.
spuneți în birou, e în Turcia și dumneavoastră v-ați întors în Constanța, cum e? Din fericire e în Constanța, dar în județul Constanța. Bine, domnule Lungoci, haideți să vorbim despre cooperativa Dobrogea Sud, o cooperativă puternică. Întrebați-mă punctual și vă voi răspunde, știm că avem timpul limitat ca de fiecare dată. Bun. Prefer să fiu sacadat și să răspund la întrebările dumneavoastră punctual. Bun, 9 minute până la pauză, că până acum am vorbit eu. În cele 9 minute, domnule Lungoci, ce înseamnă cooperativa Dobrogea Sud la ora actuală? Perseverență, exigență, seriozitate și în cel mai fructuos mod în care pot să spun este la timp, bani, timp și producții. Bun. Înainte de emisiune, când v-am făcut invitația, eu vorbeam ceva de 100 de mii de tone de cereale. Dumneavoastră m-ați corectat în ceea ce privește cantitatea comercializată prin cooperativă. Care e adevărul? Păi, adevărul este în felul următor. Nu ne raportăm neapărat la producții coroborate cu prețuri. Și uneori, bineînțeles, dumneavoastră, cei din presă, preluați cifrele din datele financiare. Într-adevăr, anul ăsta depășim 100.000 de tone de cereale coroborate, amestecate, grâu, orz, rapiță, floarea soarelui, porumb. Porumbul care este insignifiant pentru zona Dobrogei, decât în zonele în care este irigabil, dar... Cooperativa Dobrogea Sud, cu mândrie o spun, foarte mare mândrie o spun, este cea mai performantă cooperativă din România, într-adevăr, alături și de colegii noștri cu care activăm în UNCSV și cu care încercăm să ajungem la ideologicul care nu este sprijinit de statul român și nu este o dojeană, este doar așa un semn de exclamare, în ceea ce privește funcționalitatea celor din afară. Și mă refer aici la ceea ce depășește vestul țării, plecând de la Ungaria și ajungând până la Islanda. Ce înseamnă cea mai performantă cooperativă, domnule Lungoci? Sigur aveți argumente pentru acest lucru, că știți cum e, acum fiecare își laudă cooperativa lui. Dumneavoastră a spus cea mai performantă. Cum definiți această performanță? Prin ce o cuantificați? Numărul 1. 100% fiscalizată. Punct. Bun. Și aici poți sta în fața oricărui angajat din ANAF, MADR, AFIR, din orice instituție a statului. 2. În ceea ce privește organizarea. Dacă un membru nu respectă regulile, din hotărârea adunării generale, se autoexclude. Ce scuze? Nicio problemă. Vă caută lumea, cineva din cooperativă care vrea să vă mai dea vreo idee, în mod cert. Nu, era un furnizor. Îmi cer scuze pentru asta. Nicio problemă, vă rog. În ideea în care încercăm să facem și scopul cooperativelor trebuie să fie a face bine, cât mai bine, membrilor cooperatori. Pentru că dacă cooperativa câștigă, inevitabil și membrii cooperativei vor câștiga. De asemenea, e reciproc avantajoasă. E exact precum teorema lui Pitagora. Cu siguranță, toți vom câștiga dacă colaborăm, cooperăm și suntem corecți unul față de celălalt. Bun. V-aș întreba așa, pentru că știu ce înseamnă o cooperativă, da? Nu e o devălmășie, e o chestie foarte organizată pe principii economice și de respect reciproc. Domnule Lungoci, în această perioadă, da, asistăm la o degringoladă, da, în sus, din păcate, în piața îngrășămintelor, să spunem, și nu numai, că tot vă sunau furnizorii mai înainte. Iată și azi Mureș a anunțat că își oprește temporar activitatea din cauza creșterii prețurilor, pentru că nu mai e rentabil probabil să produci îngrășăminte în condițiile actuale din piața aici în România. Ce fac
membrii din cooperativa Dobrogea Sud. Cum se descurcă? Știu că negociați partide mai mari, aveți o altă putere de a sta în fața furnizorilor, dar oricât de simpatici ați fi, tot nu lasă foarte mult la preț. Cum vă descurcați? Inteligența economică, spre deosebire de inteligența artificială, ne obligă inevitabil să fim prevăzători. Deci asta înseamnă că membrii cooperatori care au gândit, au avut în vedere că o să-i doară în propriul buzunar dacă vor întârzia cu achizițiile și au cumpărat atunci când cooperativa, în propriu spus, când aparatul executiv al cooperativei le-a propus să facă achizițiile, adică respectiv în luna august, și le-au făcut, în ceea ce privește îngrășămintele, fertilizanții de toamnă, în luna mai-iunie, iar în ceea ce privește fertilizanții de primăvară, în luna august de principiu, au cumpărat cu minim 200 de dolari sau euro, că până la urmă nu e o diferență foarte mare, pe tonă, mai ieftin decât ceea ce avem azi în piață. Deci, cooperativa nu este neapărat performantă prin vânzarea sau cumpărarea din secunda 1, din ziua de astăzi, ci prin prognoză, anticipare și organizare. Bun, am înțeles. Haideți, pentru că mai avem 2 minute și jumătate, să vorbim puțin despre acest lucru. Principiile după care trebuie condusă o cooperativă. Nu mă refer la statut, nu mă refer la numărul de membri, nu e treaba acestui moment. Ați spus de prognoză, de principii. Ce înseamnă prognoza reală într-o cooperativă? Pentru că funcționați așa cum trebuie să funcționeze o astfel de instituție, de organizație. Teoretic, da. Practic, îi putem întreba pe membrii, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, în emisiuni viitoare, să vedem ce părere au. Dacă e bine, dacă nu e bine, adică dacă se simt îngrădiți în ceea ce privește achizițiile, dacă nu cumva oare vrem să ne erijăm în performanți pe negociere, deși știm sau nu știm despre ce este vorba. Da, până îi întrebăm pe fermieri. Eu tot timpul încerc să par și tot timpul judec, scuze, dați-mi 20 de secunde. Tot timpul judec lucrurile de genul ăsta, referitor la întrebarea pe care mi-a spus-o. Prima persoană cu care tranșez lucrurile de genul ăsta este tatăl meu. Și îl întreb, e bine așa, nu e bine așa? Tatăl meu fiind agricultor pentru a treia generație. Eu sunt a patra generație din familia mea, deși nu pot să mă erijez în agricultor sub nicio formă, că sunt musafir total. Da? Sunt negociator. Am lucrul ăsta și nu mă laud, dar încerc să fac ce este mai bine pentru colegii mei. Și tot timpul judec cu tata lucrurile astea. Este bine să faci așa, nu este bine, este pozitiv, nu este pozitiv, aducem un beneficiu. Ori de câte ori am judecat financiar, am câștigat. Deci cooperativa, asocierea, nu se confunda cu asociația, cu fundația, care sunt cu totul și cu totul alte lucruri, ne-a adus beneficii financiare. Bun, trebuie să luăm din păcate. Și pe toată lumea să se ducă în direcția asta. Domnule Lungoci, vom continua după pauză, pentru că publicitatea are drepturile ei în orice program TV. O singură întrebare de câteva secunde. Vă consultați cu tatăl dumneavoastră? Îl și plătiți pentru asta? Nu. Nu, e un consultant benevol, am înțeles. Tata mă plătește mai bine. Fiind membru cooperator, implicit, eu sunt plătit inclusiv de tata. Am înțeles, iată ce înseamnă să te descurci în agricultura de astăzi. Vorbim cu directorul executiv al cooperativei Dobrogea Sud, din Dobrogea, evident, domnul Ionuț Lungoci, dar revenim în discuție după pauza de publicitate. Aici, la Agricultura, o șansă pentru România. Ne vedem în curând!